Bună ziua, dragilor! Azi veți învăța despre operația de adunare. În casă erau trei pitici. Lângă ei mai vin doi pitici. Câți pitici sunt acum? Piticii care erau în casă sunt reprezentați de o primă mulțime. Această mulțime are 1, 2, 3 pitici, ceea ce reprezintă numărul de pitici care erau în casă. Lângă acești 3 pitici mai vin 2 pitici, o a doua mulțime cu 1, 2 pitici. Acum în casă este o mulțime cu 3 pitici și o mulțime cu 2 pitici. Vrem să aflăm câți pitici sunt în casă. Lângă cei 3 pitici se adaugă cei 2 pitici care vin și se numără tot. 1, 2, 3, 4, 5. Acum în casă sunt 5 pitici. Au fost 3 pitici, au venit 2, am adăugat 2, dacă au venit 2, și am numărat tot. Lângă 3 adăugăm 2 și am obținut 5. Au fost 3. Am adăugat plus 2. Cei care au venit. Am numărat tot și am obținut 5. 3 plus 2 este egal cu 5. În continuare, am să vă rog să faceți click pe o tastă sau pe mouse pentru a opri ecranul până rezolvați adunările date. 4 plus 1, 2 plus 5, 2 plus 4, 7 plus 2. Vedeți că în fiecare caz aveți mulțimi de pitici care vor să vă ajute. După ce terminați, faceți click pe o tastă sau pe mouse pentru a verifica. Faceți iar click pe o tastă sau pe mouse până verificați exercițiile. 4 plus 1 egal cu 5, au fost 4 pitici, am adăugat 1, am numărat tot, am obținut 5, 2 plus 5 egal cu 7, a fost 2 pitici, am adăugat 5, am numărat tot, obținem 7, 2 plus 4 egal cu 6, au fost 2, am adăugat 4, numărăm tot și ne dă 6, și 7 plus 2 egal cu 9, au fost 7, am adăugat 2, am numărat tot și am obținut 9. Acum, vă rog să priviți cu atenție imaginea de mai jos și pe baza ei să compuneți o problemă și exercițiul prin care faceți rezolvarea problemei. Țineți cont că avem 6 pitici și 3 pitici. Vă rog să faceți click pe o tastă sau pe mouse pentru verificare a modului în care ați lucrat. Au fost 6 pitici, am adăugat 3 pitici,
Asta înseamnă 6 plus 3 este egal cu 9. Pentru că lângă cei 6 i-am adăugat pe cei 3. În lecția de astăzi v-ați descurcat minunat. Felicitări